Bă, știu că am întârziat cam 2 săptămâni la treaba asta, dar am vrut neapărat să fac video pentru că mi se pare atât de interesant subiectul, n-aveți idee, fraților. Cred că ăsta este legit unul dintre cele mai amuzante și pe lângă amuzante, cele mai interesante meme-uri care au ieșit în ultimul timp la noi în România. S-a făcut populară treaba asta pe TikTok. E bună, mă, de 2 ani de zile, ieri am venit pe ele la țară, e bună de 2 ani de zile, vrei să gustați? Ia bună, naturală, uite, ia. Cât e o sticlă? Ia uite, e 7,50 lei una de asta. Este vorba de mimul ăsta cu țuică bună naturală și mi se pare, bă, nu știu, coaie, mi se pare atât de interesant și atât de dubios încât îmi stârnește curiozitatea din toate punctele de vedere și vreau să fac video despre chestia asta neapărat. Așa că puneți-o bine pe spate, luați-vă niște țuică și hai să dăm drumul. Că totul e bine și frumos până... E 7,50 lei una de asta. Vrei să guști? E bună, mă, de 2 ani de zile, mă. Vrei să gustați? Ia gustă, mă, ta. Da, ia. Gustă. Da, ia. Gustă, mă, ta. Ia, mă, ia. Păi nu eu, gustă, mă, ta. Nu vrei să guști? Mă, ta, gustă, mă, ta. Lasă-mă, bă, păi eu am gustat, mă, știu că e bună, naturală. Vrei să gustați? E bună, mă, de 2 ani de zile. Ieri am venit cu ele de la țară, comuna Mihai, județul Olt. Cred că toți sunteți familiarizați cu mimul ăsta, pentru că a apărut deja de ceva timp. Este vorba despre domnul ăsta care umblă prin București, din câte am înțeles, și încearcă să vândă țuică la 7,50 lei. Pe omul ăsta îl poți descrie foarte simplu printr-un singur cuvânt, de fapt două cuvinte. Oblivion NPC, este exact un Oblivion NPC de la cum vedeți o grămadă de mimuri pe internet. Bre, o cumpăr, dar cum știi cum fac cu mata? Știi cum fac cu mata, o iau. Dacă guși mata, primul. E 7 lei, mă, 7 lei. O iau dacă guși mata, primul. Păi vrei să guști? Exact un Oblivion NPC este, pentru că omul repetă aceleași întrebări de 80.000 de ori. Și nu numai întrebări, cât și răspunsuri, pentru că și el la rândul lui este întrebat de către potențialul cumpărător anumite chestii, pentru că omul vrea să știe ce Dumnezeu cumpără. Deci nu doriți, a? Nu doresc, dacă nu gustați, nu pot să iau așa. Bine, atunci dăm 7 lei și ea. Cum să s-o vreți? Dau 7 lei, ce să iau? Păi da, 7 lei. Păi fără să guști? E 7 lei și 50, dădeam eu și 50 de bani. Adică mă lăsai fără 50 da, de bani. Da. Ok, ăsta este unul dintre videourile multe cu el prin București și nu înțeleg cum Dumnezeu toată lumea îl găsește pe omul ăsta, mă, frate. Îs o grămadă de videouri, îs cel puțin 20 de minute de material video cu omul ăsta când se duce la anumiți, la oameni random și încearcă să-și vândă țuica din Mihălie, județul. Să vă pun cel mai amuzant dintre toate, bine, că ăsta mi se pare mie cel mai amuzant, deci m-am căcat pe mine ultimul hal când l-am auzit prima dată. Ce să face, bre? Ha? Ce? Ha? Ce? Ia uite, ia bună și gustă. Vrei să gustați, nu? De vrei lui să gustă. Nu vrea, am auzit că... Ia uite-te, mă. Au murit oameni de la asta. Au murit oameni de la cei. Vrei să gustați, mă? Din ce e făcut? Ha? Din ce? Din comuna Mihai, județul Olt. Din ce fruct e făcută? E bună, mă, naturală, mă, e bună, mă. Din ce e făcută? Din comuna Mihai, județul Olt. Din ce e, mă, făcută? Din ce e fruct? E bună, mă, naturală, mă, e bună. E incredibil omul ăsta, mă, frate, e incredibil, coaie. Deci eu nu pot să concep cum... Bă, eu nu știu, eu cred că bătrânul își bate joc de oameni, mă, frate. Eu asta cred, că omul ăsta încearcă să vândă țuică, dar în același timp să-și bată de oameni. Eu asta cred. Vrei să gustați? Din ce e făcută, bre? Vrei să guști? Din ce e făcută? Păi da, întreb dacă vrea să guste. Din ce e făcută? Păi da, mă, e bună, mă, făcută. Din ce e făcută, bre? Din ce e? Din ce e cu foaică, din ce e făcută asta? Hai, mă, să gustați, măi. Bă, am venit cu ele din comuna Mihai. Fute, mă, și în comuna din Mihai. Din ce e făcută? E bună, mă. Putem așa cum una Mihăilești. Băi, e nebun omul ăsta, mă jur pe viața mea. M-am căcat pe mine de râs când am auzit. Și de ce am vrut să fac video-ul ăsta? Pentru că mi se pare foarte ciudat și interesant în același timp. Adică gândiți-vă dacă omul ăsta de fapt încearcă să vândă ceva, o travă sau... E bună, mă, naturală, mă, e bună. Omul ăsta nici nu vrea să bea, pentru că lumea tot zice: bă, bea tu, frate, și după aia ți-o cumpăr, mă jur pe viața mea. Și nu a vrut să bea, mă, niciodată. Niciodată nu l-ai văzut într-un video în care să bea din țuica respectivă. Asta te pune pe gânduri și te pune să te întrebă, frate, omul ăsta ce vinde de fapt? Vinde o travă? Vinde
pișat, vin de dracu știe ce, că aia numai țuică nu-i probabil. Sau poate chiar e țuică. Dar cine știe din ce e făcută țuica aia și ce are țuica aia în ea? De-aia mi se pare foarte ciudat, mă frate. Adică gândiți-vă, numai așa m-am gândit. Poate că o să sune ciudat și poate că zi o handicapat și prost, dar dacă omul ăsta îi un fel de serial killer sau ceva de genul și încearcă să-și facă planul măreț cu ajutorul țuicii. Ok, mai ok, too far, glumesc. Era o glumă, era doar o glumă, ok? Am mai văzut și la Rovision treaba asta. Zicea Rovision că poate îi surd sau poate are probleme, you know, psihice, dar în același timp, știi, eu înțeleg oamenii care se enervează pe el și care își pierd cumpătul când vine omul ăsta să le vândă niște țuică, pentru că cine știe dracu ce licoare fantastică, ce o travă vinde omul ăsta, știi ce zic? Și au tot dreptul să se enerveze, știi ce zic? Adică gândește-te să iei o țuică de la un om pe stradă și după aia o bei și a treia zi să fii caput, să fii mort, ești nebun, să se toarnă țuică peste tine. Am mai văzut o chestie că lumea zicea că e din pufoaică băutura și m-am uitat și eu pe net, bă frate, și este un thread întreg, frate, despre treaba asta, despre cum se face băutura din pufoaică și ce crede lumea despre băutura asta din pufoaică și am rămas șocat, frate, mintea mea a explodat efectiv pentru că nu credeam că există așa ceva. Băutura din pufoaică e o băutură din rahat, frate. După cum zice și Argentum, cacastroreală are o tradiție cu băuturile, deși mulți se vor strâmba din nas. Cafeaua aia căcată de maimuțe ajunge la prețuri înalte. Pentru muritorii de rând, cum scrie și pe blog, pufoaica cea mai de toate zilele e mult hulită. Oricum, nu este o invenție românească, deși pe acel blog scrie de găinaț, rachiul se face și cu submarin. Căcatul fermentează repede. Mexicanii fac pulche din agave și ca să pornească fermentarea mai repede adaugă căcat. Se ia un crac de pantalon, se pune în el căcat și se bagă în butoiul cu pulche. Ai de capul meu, frate, păi vă dați seama, mă, ce artă străveche ne era la nas, literalmente, și noi nu știam despre toată treaba asta. În fiecare zi, frate, jur pe viața mea că lumea asta mă iubește tot mai tare. Dacă voi credeți că asta este tot, este literalmente un blog post făcut despre treaba asta. Rachiu din căcat și pufoaică, video documentation color 2009. Și este un video, efectiv un video, în care omul ăsta ia căcat din Buda din grădină și îl bagă în oală și începe să facă băutură din ea, frate, și este un paragraf care este scris de un critic și după aia mai jos vezi că chestia asta chiar se vinde și lumea chiar bea rachiu din căcat și pufoaică de 42 de grade. Ai de viața mea, frate, deci nu știu, mie mi se pare foarte ireală toată treaba asta, pentru că dacă stai să te gândești, e un căcat și la propriu și la figurat și oamenii ăștia îl tratează de parcă ar fi aur. Da, mi se pare foarte tare și foarte interesant. Mă jur, ăsta a fost un meme interesant, m-a pus pe gânduri meme-ul ăsta, sincer să fiu. Sper că v-a plăcut episodul ăsta, sunt tare curios să știu părerea voastră despre toată nebunia asta și ziceți-mi în comentarii ce mai vreți să fac video următoarea dată, că voi stați mai mult pe internet decât stau eu și poate știți mai multe decât mine, așa că da, vreau să-mi ziceți chestii. Nu uitați să dați share la videoclipul ăsta, like, subscribe, vrăjel de genul. Dați-mi un follow pe Instagram bogdi.w pentru că o să încep să postez mai des pe acolo. Ne auzim episodul următor, ce să zic. Aveți grijă ce vezi, fraților, că niciodată nu se știe dacă chestia respectivă e căcat la propriu. E bună, mă, naturală, mă, e bună. I'm smoking good, got Diablo in my wood. So misunderstood, money thumbing like I should. Thumbing in your hood, if you bugging, leave them hooked. Pussy, why you hate on your homies, now that's a funny look. Getting paper, fuck a book.